Aí no caso, desorganizado. Deși sunt talentați și participă la numeroase competiții de gen din țară, skaterii din Baia Mare sunt lăsați în voia sorții. Promisiunea amenajării unui skatepark a rămas doar pe hârtie de 10 ani de zile, iar tinerii nu mai au răbdare. Alungați din parcurile publice ale orașului, se antrenează unde pot. Scările Casei Tineretului sunt singurul loc unde li se mai permite să-și exerseze tricurile. Un exersat! Păi, venim de fiecare dată aici la tineret, când avem timp după școală. Timpul e foarte scurt, nu avem necesități aici și nu putem să ne folosim de anumite... Scările sunt deteriorate, bările sunt... Mai mereu trebuie să le ascundem sau astea și e destul de greu. Voi sunteți revoltați și am înțeles că vreți chiar să cumpărați voi materiale, să refaceți aici scările. De ce sunteți revoltați? Da, pentru că scările sunt rupte, aproximativ nu putem da niciun trick sau nimic și am vrut să cumpărăm materiale pentru a reface scările și pentru a construi alte lucruri. Numai aici avem voi, aici ne lasă. Dacă mergem altundeva în oraș, ne trimite lumea, zice că suntem golani, că stricăm tot, că... Nu știu, că dăm în copii, tot felul de chestii din astea și aia. Și de aici am fost trimis de o grămadă de ori. S-o dat ăia de la security după noi să plecăm de aici. Sătui de promisiuni, tinerii se arată dispuși să scoată bani din buzunarul propriu pentru a-și amenaja un spațiu al lor. Noi ne dăm oriunde, unde vedem un element, o cantă, o bară, ceva acolo, încercăm să ne dăm cum putem. Dar, în fine, bineînțeles, autoritățile, proprietarii care dețin acele elemente, locuri, ne trimite acolo. Concursuri nu prea au fost aici pentru că nu este un loc unde se pot desfășura acele concursuri. A fost acum un concurs iFest, ediția a 7-a, care l-am câștigat. Dar aici nu se pot organiza concursuri, nu avem skatepark. Așa cam câți iubitori de... Chiar foarte mult, surprinzător de mulți. Având în privința lipsei skateparkului promis de cel puțin 10 ani de primarul nostru, având și pe lângă faptul că există și în comuna Fărcașa sau în alte zone mult mai nepopulate, care am avea nevoie de așa ceva să crească potențialul și să evoluăm cât mai mult în sporturile astea. După ani de promisiuni, consilierii locali și-au dat girul încă din 2012 pentru construirea unui skatepark. Tot atunci a fost alocată și o sumă consistentă. Au trecut 3 ani și nimeni nu ridică un deget.